Am citit undeva că prin anii 50 se petrec evenimentele acestea. Undeva în Spania, în Madrid, mai exact, trăiau un tată și un fiu. Acum, la un moment dat, relația dintre cei doi a degenerat într-o ceartă foarte serioasă. Nu vă este străină asta în România, nu doar în Spania, ci noi românii suntem foarte tari în zona asta. Am putea să dăm lecții Europei, cred că, în zona asta. Ei, s-au certat amândoi foarte tare și la un moment dat fiul atât de supărat a fost încât a plecat de acasă și n-a mai venit. Văzând că timp de câteva zile fiul nu se întoarce acasă, tatăl a început să-l caute și a început să-l caute insistent, a început să-l caute la prieteni, a început să-l caute cam prin toate locurile unde fiul lui s-ar fi putut afla. Dar pur și simplu, după săptămâni de efort, de căutare intensă, nu a reușit să dea de fiul lui. În cele din urmă, ce vă spun este un caz real, în cele din urmă, acest tată, acest părinte, căruia era dor de fiul lui și care ar fi vrut să facă orice să stea în putință pentru a renoda relația cu el, a făcut următorul gest. S-a dus la un prestigios ziar din Spania, a dat o sumă exorbitantă de bani, s-a și împrumutat și a spus celor de la ziar, vreau să vă dau toți banii aceștia cu condiție. Să puneți pe prima pagină a ziarului, printre altele, între celelalte articole, dar vreau să puneți cât se poate de vizibil și de mare anunțul acesta pe care vreau să-l fac. Datorită sumei impresionante de bani pe care a oferit-o, cei de la acest ziar prestigios au publicat în ziarul lor, undeva în cursul zilei de joi, următorul anunț. Dragă Paco, dacă era în România, era dragă Ion, da. În Spania e Paco. Dragă Paco, te rog să vii să ne întâlnim sâmbătă la ora 10 în fața primăriei din Madrid. Vreau să știi că te-am iertat și te iubesc. Semnat, tatăl tău. Acum cineva de la ziar a avut curiozitatea să vadă cum se desfășoară subiectul ăsta pe mai departe. Pentru că s-a gândit să scrie și un articol. Dacă tot a fost un anunț interesant, poate că o să aibă parte și de un articol interesant. S-a dus acest ziarist și, dragii mei, a avut un șoc. Pentru că la ora 10, în fața primăriei din Madrid, erau câteva sute de tineri care purtau numele de Paco. Sute de tineri. Și ce ne spune asta? Că, dragii mei, problema aceasta a iertării și a reconcilierii e una foarte serioasă. Că nu e ceva izolat, ba dimpotrivă, e ceva care atinge dimensiuni, dragii mei, foarte mari. Sunt atât de mulți oameni care tânjesc după iubire și după iertare. E, dragii mei, problema este însă că, deși e un lucru care implică o mare nevoie, iertare, o vedem că e o mare nevoie, sunt atât de mulți oameni care au nevoie de iertare. Adevărul este că atunci când vine vorba despre iertare, e și un lucru a nevoie de împlinit. Pentru că, dragii mei, C.S. Lewis a zis-o cât se poate de clar și de frumos. Toți oamenii îți vor spune că iertarea e o idee minunată până când trebuie să ierte pe cineva. Toți spunem că e foarte bine, că e foarte constructiv. Toți îi sfătuim pe alții că trebuie să ierte până când se întâmplă că trebuie să ierți tu pe cineva. Și îți dai seama cât de grea e de implementată ideea asta minunată. E minunată, dar trebuie să fim onești, dragii mei, nu-i prea ușor de pus în aplicare. Știți de ce nu este ușor? De ce nu este confortabil să iertăm? Pentru că, oameni buni, noi avem iubirea față de drepturile noastre. În mod special, în societatea contemporană, ni s-a spus foarte clar că avem dreptul. Pe vremea regimului comunist, ni se spunea că nu prea avem drepturi noi individuale, ci colective. Dar vedeți, dumneavoastră, de vreo 30 și ceva de ani, ni se tot spune că avem dreptul. Ai dreptul, ai dreptul. Ei, unul dintre lucrurile cele mai grele care ți se cer atunci când trebuie să ierți, este că va trebui să renunți la dreptul de a te revanșa, la dreptul de a te răzbuna, la dreptul de a-ți face tu dreptate pe cont propriu. Știți cât de greu este să renunți la dreptul ăsta? Pentru că, dragii mei, dreptul de a te revanșa, de a te răzbuna, e unul care îți creează, în ciuda neplăcerilor precedente, o mare plăcere, o mare satisfacție. Asistăm în zilele acestea, dragii mei, la ceea ce se numește acest conflict izbunit în Israel. Dragii mei, dacă vă aduceți aminte motivația cu care poporul Israel a pornit la această ofensivă în fâșia Gaza,
în Gaza care este? Vrem să răzbunăm sângele celor uciși. Și dați-mi voie să vă spun că răzbunarea, ideea de a-ți face dreptate, provoacă în același timp, în mod interesant, o mare satisfacție. Și când îi iei la un om ceea ce îi place, în mijlocul tuturor neplăcerilor lui, când îi iei ceva ce îi place tare mult, să știți că este un lucru greu. E un lucru greu, dragii mei, pe care Dumnezeu omenește vorbind, îl cere. Și când Dumnezeu spune, știi ceva, dă problema aia în mâna mea. Nu-ți fă tu dreptate, lasă-mă pe mine să fac dreptate. A ierta pe cineva înseamnă, dragii mei, printre altele, să renunți la dreptul de a-ți face tu dreptate. Să renunți la dreptul acesta care îți oferă foarte multă satisfacție. Și Dumnezeu spune, știi ceva, răzbunarea nu e a ta, răzbunarea este a cui? Aia mea. Las-o în seama mea. Știți cât de greu este să lași problema asta din mâinile tale? În mâinile lui Dumnezeu? Dragii mei, vreau să subliniez câteva principii în această zi, pentru că suntem într-un ciclu pe care l-am intitulat și să-l cunosc pe el. Și în această dimineață vrem să cunoaștem și vreau să vedem mai bine, să privim la Hristos și cum s-a raportat la subiectul și la problema aceasta iertării. Însă vreau să menționez un lucru. Noi nu am fost chemați să iertăm orbește. S-ar putea să fie intrigantă afirmația asta. Dumnezeu pe mine și pe tine, ca și credincioși, ca și pocăiți, nu ne-a chemat să iertăm orbește, ci Dumnezeu ne-a chemat să iertăm dumnezeiește. E o mare diferență. Nu confundați a ierta orbește cu a ierta dumnezeiește. De aceea, dragii mei, titlul meu din dimineața aceasta este următorul, sper sugestiv. Iartă pe oricine, dar nu oricum. Iartă pe oricine, dar nu oricum. Și pentru asta, dragii mei, va trebui să ne uităm cu mare atenție la cuvântul lui Dumnezeu și, repet, vom porni în acest itinerariu al iertării, al cunoașterii dimensiunii iertării, din prisma lui Iisus Hristos în mod special. Primul lucru pe care vreau să subliniez este următorul. De ce trebuie să ies pe oricine, dar nu oricum? Pentru că va trebui să cunoști motivul pentru care trebuie să ierți. Ca să poți ierta, va trebui să înțelegi care este motivul pentru care eu și cu tine trebuie să iertăm. Care este motivul? Motivul, dragii mei, este unul argumentat în Scriptură. Va trebui să ierți, și știu că nu-i ușor, știți de ce? Pentru că există o cerință clară, directă din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu cere lucrul ăsta. Nu e o opțiune, nu e un moft, nu e dacă avem chef sau nu avem chef. A ierta, dragii mei, motivația iertării din partea noastră pentru altcineva este dată dacă aveți de o cerință. Matei 6:12, cunoaștem rugăciunea Tatăl nostru, cât o împlinim, asta știe Bunul Dumnezeu. Dar spune acolo foarte clar, și ne iartă nouă ce? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm cui? Greșiților noștri. Există, dacă vezi, dragii mei, o cerință. Însă știți, poate că cerința asta uneori pare absurdă din partea lui Dumnezeu. Doamne, dar m-a jignit atât de tare. Doamne, Tu vezi ce mi-a făcut? Doamne, Tu știi cât de mult m-a rănit omul ăsta? Frate păstor, Tu știi ce lucruri mi-a făcut omul ăsta? Vreau să vă spun însă, dragii mei, că ceea ce ne cere Dumnezeu, de ce ne cere Dumnezeu să iertăm? Care-i motivul? Care-i motivația pentru a ierta? Nu doar că e o cerință, dar vreau să priviți cerința aceasta, dragii mei, și anume în felul următor. Ceea ce ne cere Dumnezeu să facem, adică să iertăm, este infim, pălește în fața ceea ce a făcut El pentru noi. Ceea ce îmi cere Dumnezeu să fac, deși nu mi-e ușor, deși strâng din dinți, deși mi-e greu să ajung la punctul ăla în care să spun din toată inima, iartă-mă, că aici am văzut că trebuie să iertăm din toată inima. Deși trebuie să iert, ascultă-mă, va trebui să înțelegi că ceea ce îți cere Dumnezeu este absolut infim, pălește în fața ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Și aici, dragii mei, avem o pildă, un argument al lui Iisus Hristos. Spune așa, la un moment dat, zice că a fost un împărat care
S-a gândit să-și facă socotelile financiare și constată la un moment dat în bilanțul lui financiar că există un rob, nu știm, robul nemilostiv, care îi datorează 10.000 de galbeni. Actualizat, americanii au curiozitățile să vadă cât ar face asta în banii noștri, 6 milioane de dolari. Asta e datorie serioasă. Adică frate Micula ar râde aproape. 6 milioane de dolari datora în banii noștri robul ăsta milostiv. Acum, este iertat, spune Biblia, imploră iertare și împăratul ce face? Îl iartă. Pe cine personifică aici împăratul? Bineînțeles pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos. Pe cine personifică, dacă vreți, dragii mei, robul nemilostiv? Știți pe cine? Pe noi. Pentru că pe noi ne-a iertat Dumnezeu de o datorie imensă pe care nu o puteam plăti. E imposibil să plătești omenește ceea ce te-a iertat Dumnezeu. Dar în același timp spune că mai departe când iese, îl întâlnește pe un datornic. Ăsta care a fost dator și a fost iertat, îl întâlnește pe unul care îi datorează. Este lanțul slăbiciunilor români. Și spune Biblia că ăsta îi datora 100 de lei, echivalentul a 10.000 de dolari în banii noștri. Și tocmai tu ce ai fost iertat și grația de 6 milioane de dolari datorie și întâlnești pe unul care îți datorează 10.000 de dolari. Și ăla te imploră la fel cum l-ai implorat tu pe Dumnezeu, practic, iartă-mă, și tu ce spui? Na, nici să te gândești. Înțelegeți proporția, pentru că pilda aceasta, dragii mei, este dată de către Dumnezeu ca să ne facă să înțelegem ceva, că ceea ce îți cere Dumnezeu ție, să-l ierți pe ăla cu 100 de lei, este infim în comparație cu cât te-a iertat Dumnezeu pe tine. Când Dumnezeu îți cere să ierți, ascultă-mă, o face pentru că ți-a oferit mult mai mult decât trebuie tu să oferi celui care ți-a greșit. Nu există termen de comparație. Apoi, dragii mei, va trebui să iertăm, motivația pentru care trebuie să iertăm, frați și surori, este pentru că e o condiție. E o cerință. Dar în același timp, motivația pentru care trebuie tu și cu mine să iertăm, dragii mei, pentru că e o condiție. Matei 6 cu 14. Dacă iertați oamenilor, dacă, subliniez, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru ceresc vă va ierta greșelile voastre. Luca capitolul 6 cu versetul 37. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. E o condiție, e o cerință, dar în același timp, dragii mei, este și o condiție. Iar această condiție a lui Dumnezeu nu e opțională, nu dacă vrei, dacă ai chef să ierți. Și Dumnezeu spune, e o cerință. Pentru că, ascultă-mă, mai mult de atât, nu doar că e o cerință și o condiție, dar vin și consecințele. Există consecințe ale iertării sau ale neiertării. Pentru că, dragii mei, spune în Matei 6 cu 15, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta ce? Greșelile voastre. În Marcu capitolul 6 cu 25 spune cuvântul Domnului și când stați în picioare, de vă rugați, cum făcurăm noi aceia mai înainte? Nu mai departe, fiți atenți cât de aplicativ este cuvântul lui Dumnezeu. Cât de aproape este aplicativitatea cuvântului lui Dumnezeu. Și când stați în picioare și de vă rugați. Să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri, ce să facă? Să vă ierte greșelile voastre. Dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Ascultă-mă, înțelegi în această zi un aspect important. Dacă tu nu ierți, vei ajunge să-ți faci un rău ție mult mai mare decât rău care ți-a fost făcut. Te sabotezi pe tine. În loc, ascultă-mă, de satisfacție, o să ai mari probleme. Pentru că dacă nu ierți, nici Dumnezeu nu te poate ierta. De aceea, dragii mei, vreau să înțelegi un lucru. Spunea un om al lui Dumnezeu în felul următor. Păcatul neiertării nu se iartă. Noi știm, hula împotriva Duhului Sfânt. Dar dacă eu nu iert, știi ce spune Biblia? Nu pot fi iertat. Singur mă autosabotez. Singur mă distrug. De-aia trebuie să înțelegem, dragii mei, care este motivația fundamentală a iertării. E o cerință, e o condiție. Dar uitați-vă, dragii mei, sunt și consecințe.
Mai mult de atât, de ce spun că îți faci un rău mai mare ție decât culmea rău care ți-a fost făcut de către altcineva? Pentru că îmi place foarte mult, dragii mei, ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 43 cu 24, și auziți perspectiva lui Dumnezeu care trebuie să o asimilăm și noi în dimineața aceasta. Zice Dumnezeu, uite câte nume ai făcut, poporul evreu, care e necredincios, care e idolatru. Nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu m-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale. Dar tu ce ai făcut? M-ai chinuit. Mai bun, ăsta e un cuvânt greu. Nu că m-ai jignit, spune Dumnezeu. Că păstă o ofensă, hai că mai treci, cumva. Dar auziți? M-ai chinuit cu ce? Spune Dumnezeu, m-ai chinuit cu păcatele și m-ai obosit cu nelegiurile tale. Dar zice Dumnezeu, fiți foarte atenți la detaliul ăsta, eu îți șterg fără de legile pentru cine? Pentru mine! Pentru mine o fac! Aleg să iert pentru mine în primul rând. Pentru că dacă nu te iert pe tine, îmi fac mie un rău mai mare. Aleg în primul rând să înțeleg că problema e una lăuntrică decât exterioară, decât verbală, decât acțiunea de a strânge mâna cuiva, de o reconciliere formală. Problema este să lăuntru meu. Dacă eu nu iert pe altcineva, ascultă-mă, fac mie rău. De aia spune Dumnezeu, aleg pentru mine să fac lucrul ăsta. Așa că nu e ușor. Am văzut, dragii mei, care este motivația pentru care trebuie să ierți. E o condiție, e o cerință și sunt și consecințe. Intrăm într-o dimensiune mult mai grea puțin. Modul în care trebuie să ierți. Vreau să vedem al doilea aspect. Trebuie să ierți pe oricine, dar cum? Nu oricum. Ei, hai să vedem, dragii mei, despre modul în care trebuie să iertăm. Dragii mei, când vine vorba despre modul în care trebuie să iertăm, sunt câteva elemente importante de care trebuie să ținem foarte, foarte mare cont. Primul din ele este iubirea. Modul în care trebuie să ierți trebuie să fie unul direct legat de iubire. Tot așa, versetul 35, va face și Tatăl meu celor care, dacă, celor fiecare dintre voi, dacă nu iartă din toată inima pe fratele său. Iubirea este legată de iubire, dragii mei. Nu poți ierta dacă nu iubești. Iubirea este o problemă mai mult de inimă decât de acțiune sau decât de verbalizare. E o problemă inimii. Întrebarea mea pentru tine dimineața este cum stai cu inima? Cum stai cu inima? Știi de ce nu poți să ierți? Pentru că s-ar putea să ai inima împietrită. Oamenii cu inima împietrită nu pot să ierte. Există un avertisment foarte clar trasat în cuvântul lui Dumnezeu, dur chiar, Evrei 3 cu 12. Luați seama, dar fraților, nu se referă la păgâni, ci la pocăiți. Că și pocăiții s-ar putea să aibă probleme cu inimioara. Luați seama, dar fraților, ca niciunul din voi să n-aibă ce? O inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Asta face inima împietrită, te desparte de Dumnezeu cel viu. Roman 2 cu 5. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, dar nu-l iert. Dar nu pot să-l iert. Mă doare inima. Nici nu te doare că e împietrită. Doar un sentiment, o autosugestie pe care uneori ți-o atrage asupra ta. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pochească, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecății lui Dumnezeu. Dacă nu ierți, o să ai parte de mânia lui Dumnezeu. E o cerință grea, știu, dar o face Dumnezeu, dragii mei. De aceea spune și Luca în capitolul 7 cu 47, în scena cu femeia păcătoasă care este practic iertată de Iisus, auziți ce spune? De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, că și ce a făcut? A iubit mult, atenție aici, oameni buni, dar cui se iartă puțin, ce face? Iubește puțin. Vreau să vă întreb, cât ți-a iertat Dumnezeu ție? Cât te-a iertat pe tine Dumnezeu? 80%. 90%. Cât te-a iertat Dumnezeu? Total. Cât nu i s-a iertat? Mult. Întrebarea este, cât iertăm la rândul nostru? Cui se iartă puțin, iubește puțin. Noi reușim să transformăm un paradox aici. Mi s-a iertat mult, și iubim puțin.
De-aia vreau să te gândești în această zi că e o mare problemă în direcția asta. Iubirea, dragii mei, e foarte importantă. Cum trebuie să ierți? E o problemă de iubire. Doi, e o problemă de inițiativă aici. Modul în care trebuie să ierți. Biblia spune că nu doar că trebuie să iubești ca să poți ierta, dar atenție, trebuie să ai inițiativă. Iubirea, iertarea, dacă veți, înseamnă inițiativă. Am mai spus-o de foarte multe ori, ceea ce Rick Warren spune și mi se pare banal, aparent, dar foarte profund. Știți care e tendința noastră a oamenilor? Dacă eu am o problemă cu cineva, de ce? Sau cu altcineva? Acum nu o să vi spun, puteți. Dacă am o problemă cu cineva, știți care este tendința mea omenească, reflexul meu păgân, păcătos? Știți care este omul cel vechi din mine? Știți care e tendința care o avem în noi toți? Să vorbim despre problema pe care eu am cu cineva, cu oricine altcineva, numai cu omul ăla nu. Ați auzit ce mi-a făcut? Facebook, info, info. Să știe, dați share, vă rog. Să se audă în toată țara. Dar ultima persoană cu care stau de vorbă e tocmai persoana cu care am o problemă. Le spun la toți, dar la omul ăla nu-i spun. Pentru că asta e tendința, dragii mei, naturală pe care o avem în noi. Acum, Pavel spune în felul următor, Roman 12 cu 17, nu întoarceți rău nimănui pentru rău, vă făcu rău, nu, așa, practic iertați-l, urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, dacă este cu putință, care-i scopul, care-i țelul, zice Dumnezeu, ce să facem? Să, întrucât atârnă de cine? De cine atârnă? Întrucât atârnă de voi, de mine și de tine, ce să facem? Să trăim în pace cu toți oamenii. Pentru că atârnă de mine, pentru că e și problema mea, ascultă-mă, nu doar a celui care mi-a greșit, ci și inclusiv a mea, ca victimă în cazul ăsta. Dumnezeu spune, ia inițiativa. Și cadrul cel mai clar, dragii mei, referința cea mai clară este următoarea, Matei 18 cu 15, în care Dumnezeu spune, știu ceva, ia inițiativa. Fă tu primul pas. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 18 cu 15, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, așteaptă să vină să se pună pe genunchi. Imploră-mă. Vreau să văd că îți pare rău. Vreau să văd lacrimi. Nu m-ai convins. Te aștept să vii, să-ți cer iertare. Și ce spune Dumnezeu? Dumnezeu spune un lucru care tare nu-mi place mie ca om de multe ori așa influențat de omul cel vechi și de noi toți. Pentru că noi suntem cu dreptatea. El trebuie să vină, nu eu, la el. El mi-a greșit, nu eu am greșit. Se pare normal. Ce spune Dumnezeu? Fă tu primul pas. Dacă fratele tău a păcătuit, adică nu ești vinovat în cazul ăsta. Dacă a păcătuit împotriva ta, du-te! Să-l boate psalmii peste el. Asta am înțeles noi cu mustral. De fapt, acolo se spune, hei, conștientizează. Deschide-i ochii și spune, și dacă ascultă, ce s-a întâmplat? Ai câștigat pe fratele tău. Ce vreau să vă spun însă, dragii mei, aici legat de pasul ăsta al inițiativei, este că împăcarea nu e un show public. Împăcarea nu e un show public cu spectatori. Nu vreau să vină și martori acei. Vreau să vină toți să vadă și mama și tata și socru și soacra, să vină și verișorul, să vină toți să vadă cum tu ți-ai certare. Da, vreau să spui, să aud, cât să le spui, să avem martor cât ți-ai certare. Dacă se poate, punem live pe Facebook. Uite, acum se pune pe genunchi, recunoaște. Asta spune Biblia, nu. Dragii mei, împăcarea nu e show public. Cred că am mai relatat episodul ăsta, Geneza capitolul 45 cu 1. Vă aduceți aminte când Iosif, dragii mei, stă dintr-o altă postură de data asta în fața fraților lui, e prim-ministru. Băi, tare, e bazat, e prim-ministru. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că frații lui nu-l recunosc pe Iosif, ei vin după grâu, în fine, Iosif e deasupra lui toți și acum Iosif își dă seama că e frații lui ăștia. Și spune cuvântul Dumnezeu că face Iosif următorul lucru. Geneza 45 cu 1. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și ce-au făcut. Aduceți ProTV-ul. Vă rog să aduceți ProTV, știrile ProTV. Să vină Laura Codruța Chioveș și DNA-ul să ne facă dreptate. Și spune Biblia, a făcut un gest extraordinar. Și a strigat
Scoateți afară pe toată lumea. Care lume? Scoateți afară pe toți ceilalți care n-au nicio treabă în problema dintre mine și frații mei. Scoateți afară pe toți egiptenii din sală, vreau să rămân doar eu și cine? Frații mei. Pentru că problema asta este între mine și ei. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că acolo are loc o împăcare extraordinară. Va trebui să înțelegi că trebuie să iei inițiativa, chiar dacă tu nu ai partea de vină, poate, deloc cea mai mare. Sunt atâtea cazuri, am citit atâtea cazuri și unul din ele m-a șocat despre un cuplu la un moment dat care s-a certat, în fine, motive dese, invocate. Dar la un moment dat un cuplu se ceartă. Se ceartă de la un lucru banal, de la niște cumpărături. El e atât de supărat că soția a trecut de plafonul pe care el l-a dat pentru cumpărături, încât așteaptă îmbovnat și supărat ca soția să vină să-și ia iertare. Ea, pentru că consideră că de fapt nu a greșit, că a fost super promoție, că a fost boalele la 2 plus 1 și cum să ratez la Lidl marțea când e săptămâna italiană așa ceva. Și eu au zis, bă, dar n-am greșit cu nimic. Nu, ea să vină să-și are tare. El a zis, nu, iată să vină să-și are tare. Și au zis, n-au vorbit o zi, n-au vorbit două zile, n-au vorbit o săptămână, bă, eu țin lucrurile. N-au vorbit vreo două săptămâni, n-au vorbit vreo trei săptămâni și la un moment dat acum, pentru că el trebuia totuși să-i spele cineva hainele, că e bărbat, nu pricepe asta, nu se știe cum se întâmplă, deși ai aparatele toate din lume la dispoziție, i-a trimis un bilet soției și a zis, te rog frumos să-mi spele hainele. Și aia i-a scris, te rog frumos să-mi cumperi detergentul cu tare. Dar nu mai vorbeau verbal. La un moment dat, ascultați, după câteva săptămâni de zile, a început să vorbească prin bilete. Acum au crescut copii, dar în tot timpul ăsta nu-și vorbea unul cu altul. Bă, trebuie să fii tare să faci asta. La un moment dat, imaginați-vă, copiii săraci erau pe postul de postaș. Acum era greu până scrii toată ziua cu bilete. Bă, du-te, spune la maică-ta. Bine, ea era acolo, dincolo. Spune la maică-ta! Și copilul, tate, dar spune-i tu chestia aceea. Nu, spune-i tu, că eu nu vorbesc cu ea. Și a spus, mami, o zis tate, ia, spune la taică-to. Gândiți-vă copiii ăștia, vreo doi care au fost la număr, abia au așteptat ziua când au fugit de acasă. Și ăștia au trecut înapoi la vechea metodă de a comunica prin bilete. Tragedia este, dragii mei, că după aproape 40 de ani, de când oamenii ăștia nu și-au vorbit de fel, în cele din urmă unul a murit. Și abia după ce soțul a murit, noi ne ducem mai repede, asta e. De-aia nu vă stresați cu pensiile în România, speranța medie de viață în România. Auziți întrebările alea, oare ce pensii? Stați niște oameni buni. Dar știți ce interesant? Este că abia după ce el a murit, ea a început să zică, vai, tu l-ai, ce bun ai fost, cât de mult te-am iubit, vai, dar hai să vorbesc cu tine. Asta era plecat de mult. Și începea să regrete faptul că nu a făcut mai repede pasul ăsta. Nu vi se pare interesant? Ce vă spun, un caz real, nu exagerare. E un caz real relatat de către Filipiense, într-o carte de-a lui. Oameni buni, așteptând fiecare ca celălalt să-și are iertare, ne luând inițiativa, aici se ajunge la lucruri pur și simplu abominabile. Inițiativa e foarte importantă, dragii mei. Mai mult de atât, mai există un lucru aici pe care trebuie să-l facem. Pe lângă iertare, care vine, am spus, din iubire, pe lângă, dacă vreți, această inițiativă, există un al treilea lucru de care trebuie să fim foarte, dragii mei, important. E foarte important să informezi. Bă, dacă vezi că zice Biblia, dacă spune Iisus, dacă vezi Matei 18, dacă vezi că ăla nu se pocăiește, dacă vezi că nu cedează, dacă vezi că nu răspunde dialogului, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși. Pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori, dacă nu vrea să te asculte de ei, deci faci pasul următor. Ce să faci? Informează, spune-l bisericii și l-aduci la noi. Zice Biblia, auziți? Îl aduci la biserică. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, spune-i pentru tine, adică să fie pentru tine ca un păgân sau ca un vameș. Oameni buni, astea sunt lucruri pe care trebuie să le facem. Astea sunt pașii pe care Hristos ne-a trasat. Mai mult de atât, dragii mei, vreau să vă spun ceva aici.
Un alt aspect important, modul în care trebuie să ierți, pe lângă faptul că trebuie să informezi, pe lângă faptul că trebuie să inițiativă, pe lângă faptul că trebuie să iubești ca să poți să ierți. Ascultă-mă, va trebui să faci un lucru, dar nu ușor, ăsta e cel mai greu aproape. Va trebui să interpretezi diferit evenimentul ăla. Interpretează diferit un eveniment neplăcut care a avut loc. Ați auzit de... Noi folosim foarte des o expresie, nu știu, am scos-o cumva, am decontextualizat-o din Biblie. Iartă și ce fă? Uită. Iartă și... uită. Frații mei, vreau să vă spun poate ceva ce pentru unii s-ar putea să fie șocant. Iertarea nu înseamnă uitare. Deci dacă tu vrei să-mi spui mie că la un moment dat ceea ce a trăit Wurmbrand în temnițele din România, dacă vrei să-mi spuneți că oameni care le-au fost abuzați copiii, oameni, femei care au trecut printr-un episod dur, viol sau alte lucruri abominabile, dacă vrei să-mi spuneți că tu le uiți, vreau să vă spun că asta e cu neputință. Adică vreau să înțelegeți un lucru, niciodată Dumnezeu nu ne îndeamnă la amnezie. Adică efectiv să ștergi din memoria ta, tu nu poți să ștergi cu creion evenimentul ăla, s-a întâmplat, a avut loc, e un eveniment traumatizant. Dar știi ce înseamnă să ierți? A ierta nu înseamnă să uiți, că n-ai cum, nu poți să ștergi din memorie. Sunt lucruri care ți se șterg din memorie, sunt lucruri pe care le uiți. Uiți numere de telefoane, uiți cum îl cheamă, unul român v-a mai spus, a uitat nevasta în benzinărie în Ungaria și s-o trezi până în Slovacia că a uitat-o. Sunt lucruri pe care le uiți. Uitarea e un proces pasiv, dar există lucruri pe care nu le poți uita. Un eveniment traumatizant nu ai cum să nu faci ca el. Dar există lucruri pe care pur și simplu nu le poți șterge din memoria ta. Dumnezeu, atenție, iertare nu înseamnă amnezie. Pentru că asta însemnat, dragii mei, să mergem la ceva psiholog, să ne seteze mental, să bagi un chip acolo noi ca să ne... Nu poți șterge asta. Însă care e ideea? Modul în care eu interpretez evenimentul ăla contează. Când iert, ascultă-mă ce spun, când iert pe cineva și o fac din toată inima, aleg să interpretez diferit ceea ce mi s-a întâmplat. Când iert, interpretez diferit. Vă aduceți aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, la un moment dat, în viața totală lui Iosif, Geneza 45:5? Acum, nu vă întristați și nu fiți mâgniți căci ați făcut lucrurile alea, că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Pentru că știți ce s-a întâmplat între timp? Dumnezeu mi-a dat o altă perspectivă asupra evenimentului. Da, atunci am fost traumatizat, atunci am fost foarte afectat, atunci am fost zdrobit, am fost la pământ. Atunci v-am urât, atunci mi-am dorit poate moartea când eram în pușcărie. Dar știi ceva? Acum când văd providența lui Dumnezeu în viața mea, acum când văd planul lui Dumnezeu din spatele problemei pe care voi mi-ați făcut-o, eu când privesc la evenimentul ăla, îl privesc diferit. Eu nu mai privesc prin ochii mei de victimă. Eu îl privesc prin ochii mei de copil al lui Dumnezeu. Și mă uit că Dumnezeu poate să facă un lucru ce oamenii nu pot să facă. Toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De aceea, ascultă-mă, a ierta înseamnă a interpreta diferit ceea ce ți s-a întâmplat. Și când poți să ierți, poți să fii eliberat. Și de ce? Pentru că vei vedea într-un alt cadru evenimentul la care pentru tine poate că a fost cât se poate de traumatizant. Dar mai apoi, dragii mei, există un al cincea lucru aici legat de cum să ierți. E vorba, dragii mei, și de integrare. Integrare după iertare. Foarte mulți oameni au înțeles și din păcate există un abuz în zona asta. Știu că nu e un subiect prea decibelic în astăzi, dar e foarte important să-l înțelegem, să-l asimilăm. A ierta pe cineva care ți-a greșit și care a făcut-o într-un mod greu, dureros. Ascultă-mă ce spun. Nu ești obligat, asta nu te obligă să restabilești același nivel de relație cu persoana aia. Adică
M-a bătut, m-a nenorocit, m-a furat, m-a jefuit, dar hai înapoi în casa mea, hai să ți arăt seiful din nou. Vreau să subliniez încă o dată aspectul ăsta. A ierta pe cineva nu înseamnă obligatoriu ca acea persoană să fie readusă la același nivel de relaționare în viața ta cum a fost înainte. Există cercuri concentrice de relaționare. Pentru că, frați și surori, vreau să vă spun ce fac unii. Există abuzatori și unii chiar în biserici. Există abuzatori care abuzează de termenul iertare. Ascultați-mă, știți pentru ce? Pentru că, dragii mei, ca un instrument de presiune asta. Nu, trebuie să mă iert, n-ai ce faci. Bă, acum te-ai comportat în ultimul hal. Da, dar trebuie să mă iert. Tu ești pocăit. Dacă ești pocăit, trebuie să mă ierți. Dacă ești pocăit, trebuie să fii înapoi cum am fost înainte. Serios? Pentru că vreau să vă mai spun ceva aici. Dumneavoastră știți că există un pericol pe care nu prea îl sesizăm. L-am citit săptămâna aceasta într-o carte de spiritare care și mi-a deschis ochii în privința asta. Dumneavoastră știți că există pericolul de a ierta pe cineva pe ușor? Știu că pare ciudat. Vai, frate, Dorel, dar cum adică? Acum ne spui... Există un pericol, ascultă-mă, la care trebuie să fii foarte atent. Când îl ierți pe cineva prea ușor. Aia nu înseamnă că să-l ții la ușă 3 ani de zile. Nu la asta mă refer. Dar ascultă-mă, omul ăla tot face aceeași chestie. Bine, te-am iertat, gata. Te-am iertat. Tu știi că nu încurajezi pocăința lui în felul ăsta? Tu știi că nu-l încurajezi să se pocăiască? Ce să facă? Să comită același păcat pe mai departe. Pentru că el știe că tu trebuie să îl ierți. De-aia gândește-te bine astăzi. Auziți, Luca capitolul 17 cu 3 spune cuvântul Domnului, un argument în direcția asta, lua seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și ce? Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori se întoarce la tine și zice, îmi pare rău să-l ierzi. Dar auziți, spune acolo în primul verset, și dacă îi pare rău, nu dacă zice că îi pare rău. Că poți de foarte multe ori din cuvinte, îmi pare rău. Acum s-a întras o palmă, îmi pare rău. După 3 minute îți mai dă o palmă, îmi pare rău. Există, dragii mei, riscul, ascultați-mă, să devenim automate de iertat și să nu încurajăm pocăința altora. Fii foarte atent! Unul dintre scopurile pentru care ne iertăm, dragii mei, este ca cineva să-l încurajăm să se schimbe, să se pocăiască, nu să rămână în aceeași stare. Îmi place foarte mult episodul ăla dintre David și Saul. Vă aduceți aminte când Saul fuge după David, îl urmărește cu 3.000 de oameni. La un moment dat ăsta doarme, David îi taie colțul hainei. A doua zi dimineața, David de la gura peșterii îi spune: hei, Saule, uită-te aici, puteam să te omor, dar știi care-i treaba? Judece Domnul între mine și tine, eu nu mă răzbun pe tine, eu nu fac ceea ce tu mi-ai făcut. Eu nu vreau să mă compor cum te-ai comportat. Cu alte cuvinte, David spune și ceva, te-am iertat. Dar știți ce mi se pare foarte interesant, dragii mei? Că David, atenție, David, dragii mei, nu restabilește nivelul de relaționare cu Saul cum a fost înainte. Nu, hai acasă la tine și să vedem dacă mai poți nimeri cu sulița aia încă o dată. Zice cuvântul lui Dumnezeu că Saul își cere iertare, îi plânge, omul ăsta, culmea, împietit, îi pare rău, perfect, se pocăiește. Dar auziți, zice Biblia că Saul a plecat mai departe și David a rămas în locul întărit. Pentru că, ascultați-mă, a ierta pe cineva și trebuie să o faci din toată inima ta. Nu ești obligat să ai același nivel de relaționare cu persoana pe care ai avut înainte de evenimentul ăsta. 3. Modelul pe care trebuie să-l urmezi. Motivația pentru care trebuie să ieși, modul în care trebuie să ierți. Haideți să vedem, dragii mei, modelul pe care trebuie să-l urmezi când vine vorba de iertare. Dragii mei, pentru că suntem la un ciclu de predici și să-l cunosc pe el. Este, dragii mei, modelul învățat de Iisus. Trebuie să urmăm în iertare modelul pe care Iisus ne-a învățat să-l urmăm. Vă duceți aminte, probabil, de pilda fiului risipitor. Ăsta este un model, dragii mei, de ierta. Ăsta este un model de ierta din toată inima. E tatăl ăla pe care fiul cel mic l-a făcut de râs. E tatăl ăla însă, dragii mei, care îl primește cu brațele deschise pe fiul lui.
Dar atenție, dragii mei, aici e un detaliu important pe care vreau să-l sesizați din această pildă superbă. Știți care e detaliu? Noi am crede că iertarea înseamnă, no, gata, bă, tu ți-ai făcut praf jumate de avere, tata a avut, nu știu, un miliard. Ăsta i-am dat 500 de milioane când a plecat de acasă, pe toți au făcut spart cu femei, distracție, droguri de toate și acum se întoarce acasă zrențuit. Tata, am păcătuit. Biblia spune că tatăl l-a iertat. O dat și o petrecere, bun venit. Dar atenție, nu ne spune Biblia că eu mai dea bani după aia. Și ce spune cuvântul Domnului? Că el alalt mai mare, care e frustrat, Doamne, dar ce vrea ăsta? Și ce spune tatăl băiatului celui mare? Tot ce am, a cui? Al tău, e partea ta. El și-o distrus-o pe lui, nu înseamnă că dacă îl ierți, trebuie să-i dea înapoi tot ce-o distrus. Și de ce? Pentru că păcatele au consecințe. Pentru că păcatele au consecințe. Modelul, dragii mei, pe care trebuie să-l urmăm este modelul, este modelul învățat de Iisus. Mai apoi, este modelul însușit de Iisus. Va trebui să urmăm, dragii mei, modelul în iertare, modelul pe care l-a însușit Iisus. Iisus nu doar că ne-a învățat să iertăm. Iisus, dragii mei, ne-a arătat cum se iartă. Nu numai că ne-a învățat. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 53, cu 12, și s-a rugat pentru cine? S-a rugat, spune acolo în finalul capitolului 53, capitolul mesianic, zice că și s-a rugat pentru cine? Pentru cei vinovați. Va trebui să urmăm, dragii mei, în viața de credință, modelul inspirat de Iisus, modelul acesta, dacă veți, care, pe care Iisus Hristos l-a însușit. Spune în Evanghelia după Luca, capitolul 23 cu 33, când a ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe fecătorii de rele. Unul, unde? Unul la dreapta și celălalt la stânga. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare. Iisus, dragii mei, în cei 3 ani de zile de activitate pe acest pământ, ne-a învățat că trebuie să ne iertăm. În situații grele și dificile. Dar acum vine momentul când Iisus, dragii mei, merge spre cruce. Și știți ce face Iisus? Împlinește tot ce a spus. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să ne apropiem de încheiere. O zis și spune, pe cruce, în timp ce toți ceilalți îl bajocoreau și îl holeau, Iisus spune cuvântul lui Dumnezeu că a făcut următorul lucru, a spus următorul lucru, Tată, ce fă? Iartă-i că nu știu ce fac. Iisus, dragii mei, nu doar ne-a învățat cum trebuie să iertăm. Iisus, dragii mei, și-a însușit ceea ce ne-a învățat. Tată, iartă că nu știu ce fac. Dar știți ce e frumos? De ce spun că e un modelul pe care trebuie să-l urmăm? Pentru că acest model învățat și însușit de Iisus e un model mai apoi, dragii mei, care inspiră oamenii. De atunci și până astăzi. Știți care a fost primul om inspirat de modelul lui Iisus? Care a putut să ierte ceva ce omenește de neiertat, e Ștefan. În timp ce este împroșcat cu pietre, în timp ce scrâșneau din dinți împotriva lui, Ștefan, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a rugat următorul lucru, a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Cum poți să te rugi asta? Cum poți, Ștefan, să te rogi nu le ține în seamă păcatul ăsta? Cum poți să te uiți la oamenii ăștia care te omoră, care aruncă cu pietrele în tine și să spui, Doamne, nu le ține în seamă păcatele astea? Culme este. În loc să te rogi pentru tine mai mult, te rogi pentru ei. Cum e posibil asta? Și de ce Ștefan poate să spună lucrurile acestea? Pentru că a văzut ceva înainte. A văzut o chestie. Și când vezi ceva, ai puterea să rostești altceva. Ascultați. Iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând unde? La dreapta lui Dumnezeu. Ca să poți să spui celor care te-a abuzat,
iert. Ca să poți să spui celui care te-a traumatizat ani de zile. Ca să spui în fața călăului care ți-a nenorocit viața și sănătatea. Ca să spui în fața abuzatorului, te iert și mă rog pentru tine. N-ai cum să rostești cuvintele astea dacă nu privești la Iisus. Trebuie să-L vezi pe Iisus ca să te rogi ca Iisus. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. E un model care a inspirat oamenii în iertare. Iisus nu numai că ne-a învățat. Iisus, dragii mei, nu doar că, ascultați-mă, și-a însușit asta și s-a rugat exact cum ne-a spus. Dar știu ce face Iisus? Iisus inspiră și o face și astăzi. Cu câțiva ani de zile în urmă, e un subiect care a făcut mare vâlvă în America. Vă să înțelegeți puțin contextul. La un moment dat, un tânăr cu probleme, mai sunt și din ăștia, teribiliști. Un tânăr din ăsta, dragii mei, cu mari probleme de comportament, Tom McGee. Alcoolic, drogat, un tânăr rebel, violent. La un moment dat, să-mi beată bine de tot, să praf, criță, cum zic românii. Numai noi avem termeni ăștia așa de fain. Nu-i suficient că e beat, nu te spune criță, adică nu, e ceva rău de tot. S-a îmbătat tânărul ăsta așa de tare încât s-a urcat la volan după aceea, sub influența drogurilor și alcoolului, s-a urcat la volan și a început să meargă cu mașina noaptea, pe drum, în zigzag. La un moment dat, la o intersecție, nu mai respectă că e roșu, trece pe roșu și izbește din plin o altă mașină condusă de un alt tânăr, pe nume Jack Morris. Ei, Ted Morris, îl omoară pe loc, efectiv îl omoară pe loc, din cauza vitezei pe care a avut-o. Ajunge la poliție, este încarcerat, urmează un proces, este condamnat la câțiva ani bun de închisoare. La un moment dat, după 4-5 ani de pușcărie, tânărul ăsta de care vă spun acum, Tom McGee, este eliberat condiționat. I s-a oferit o a doua șansă la viață. Iese afară. Dar când iese afară, redă înapoi de mirosul și de plăcerea păcatului. Droguri, alcool, din nou. Este prins, după câteva săptămâni de eliberare, este prins la un filtru de poliție, e găsit înapoi băut. Se uită la cazier, stai că tu ești eliberat condiționat. La prima batere te întorci înapoi, este trimis în pușcărie să execute tot restul pedepsei de încă vreo 6-7 ani de zile. Mă, mi se pare ceva interesant ce are loc. La un moment dat, tatăl celui ucis de către Tom McGee, și anume Jack Morris, se duce într-o zi la pușcărie să stea față în față, să-l vadă în ochi încă o dată pe ăla care i-a ucis pruncul într-o noapte. Pentru că la el în biserică, cu o zi înainte, duminica, s-a predicat despre iertare. Și ceva l-a mișcat puternic de tot în predica aia. Și se duce tatăl acestui tânăr ucis, Jack Morris, se duce la pușcărie și îl cheamă la vizier pe Ted Morris. Se uită în ochii lui, ăla e rușinat, își dă seama că e tatăl ăla care a ucis copilul. Și la un moment dat, în mod interesant, în loc să-i facă critici, în loc să-i facă reproșuri, îi spune, Tom, am venit la tine să spun că te-am iertat. Eu și soția mea te-am iertat de plin. Și cine ne-a dat putere pe noi să te iertăm este Iisus Hristos. Vreau să știi că te-am iertat și că nu avem absolut nicio rancune față de tine. Ăla a rămas șocat. După 3 săptămâni, nu poate să stea acasă, parcă nu mai are liniște și pace. Și auziți, Jack Morris împreună cu soția lui Elizabeth se duc înapoi la pușcărie, se duc înapoi la Tom. Și spune, uite, zice ea, ți-am gătit niște biscuiți. Ăștia erau biscuiții preferați ai copilului nostru, Ted. Am venit să ți-i aducem și ție. Zice, cum nu mai pot să-i fac pentru el, am gândit să ți-i fac pentru tine. Te rog să-i guști. Ăsta săracul e șocat. Pă bune? Părinții băiatului pe care l-am ucis, nu înțeles nimic.
Au mai trecut câteva săptămâni și din nou cei doi, sos cu soție, Jim și cu Elizabeth, se duc înapoi la pușcărie. Oameni buni, se leagă între omul ăsta, între criminalul ăsta și părinții celui ucis, se leagă o relație de prietenie. Încep să-l viziteze des. Aproape tot la două săptămâni să duc la pușcă. Cum avea permisiune, cum intra să-l viziteze? Ziți? Când se eliberează, după 5 ani și ceva, când se eliberează, ăsta iese cu o geantă și cu încă una mai mică, iese în fața penitenciarului. N-avea casă, n-avea masă, n-avea absolut nimic. Unde să te duci? Numai că în fața penitenciarului, în mașină, îl așteaptă cei doi. Și au zis către el, ascultă-mă, vreau să spun ceva, Tom. N-ai unde să stai? Nu. Știi ce m-am gândit, o zis Elizabeth, eu cu soțul meu? Dacă n-ai unde să stai, nu vrei să fii câteva zile să stai la noi până când îți găsești ceva? Să mă primiți la voi acasă? Da. Și-o dus acasă. Duminica o zis, Tom zice, noi suntem pocăiți. Făceau parte într-o biserică pentecostală din Tuzla, în America. Și-o zis, noi merg la biserică duminică. Acum, nu te supăra, dacă nu, vă rămâi acasă. Și ăsta de rușine a zis, bă, n-aveam nicio treabă cu Dumnezeu, dar a zis, mă, dacă, hai că vin și eu cu voi. O, ne bucuram. Și se duce Tom ăsta pentru prima dată la biserică. Și în loc ca oamenii să se uite urât la el, oamenii îl primesc cu multă iubire. Știau cine este. Dar culmea, îl așteaptă păstorul, îmbrățișează, toți din biserică, bine ai venit. Dacă e cineva pentru prima dată, îl aplaudă toată biserica, știa cine, toată lumea vorbea despre asta. Vreau să se simte ca acasă. Și a zis Tom, zice, vreau să vin și de seară dacă nu vă supăr. Cum să nu? Hai! Și Tom ăsta, la un moment dat, zice, bun, am stat câteva zile la voi, deja se fac 2 săptămâni, dar eu trebuie să plec acum, știu. Nu, zice, te rog, mai rămâi, până îți găsești de lucru, hai că te ajutăm. O zis, există un curs aici în oraș de recalificare, de reintegrare, nu vrei să-l parcurgi? Ba da, dar îl plătim noi tot, numai să intri la cursul ăsta. Tom intră la un curs de recalificare. La un moment dat zice, mai stai și azi, mai stai și mâine, mai stai și poi mâine, mai stai. Tom își găsește de lucru. Și zice, vă mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi l-ați dat. Acum, zice, mă duc să-mi caut o chirie. Vă mulțumesc, apreciez. Ați făcut ceva pentru mine extraordinar. Și a zis, nu, auzi, nu pleca. Te rog, stai cu noi aici. Uite, camera asta e camera ta. Vii când vrei, pleci când vrei, de camera ta. A zis, te rog, stai cu noi. Asta e șocat. Poftim? Da. Începe să stea acolo la ei, începe să meargă regulat la biserică, după vreo jumate de an. Tom, dragii mei, într-o duminică dimineață la slujba de botez îl mărturisește haine albe pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Povestește despre cum l-a iertat Iisus, despre cum a fost iertat. El că nu merita iubirea lui Dumnezeu și a celor doi părinți. Toată biserica emoționată, toată biserica efectiv îl înconjoră și cu mai multă dragoste. Și știți care e lucrul cel mai șocant? La un moment dat, la vreun an după botez, într-o zi, Jim și cu Elizabeth au zis către Tom, hai cu noi puțin. S-au dus la un notar în oraș și au zis, Tom, ascultă, cum noi nu mai avem niciun alt copil, nu l-am avut decât pe Ted. Dar au zis, noi nu mai avem alt copil, dar credem că Dumnezeu ni te-a dat pe tine acum. Și au zis, am vrea, dacă ești de acord, am vrea să te adoptăm. Am vrea să, practic, să te înfiem. Am vrea ca tu să devii copilul nostru și nu doar că vrem să fii copilul nostru, vrem ca tot ce avem noi, toate bunurile, toată moștenirea pe care noi avem, vrem să ți-o lăsăm ție. Noi suntem bătrâni. Mâine pe mâine murim. Dar vrem ca să ne duci numele mai departe și vrem să-ți dăm tot ce avem. Când s-a aflat lucrul ăsta, notarul ăla, pentru că era un oraș mai mic și oameni, niște oameni de alții, o sunat la presă, bați, s-au zis ce au făcut ăștia. Au venit
de la marile televiziuni din America, de la CNN, de la Fox News, în 24 de ore, știrea asta, povestea asta s-a viralizat, a devenit peste noapte cunoscută în toată America. Oamenii sunt șocați. Oamenii au fost șocați. Știți de ce? Despre o poveste de iertare incredibilă. Oameni buni, vreau să vă spun o dimineața asta, pentru că asta urmează să facem. Știți că noi suntem exact ca și omul ăsta? Cui ne rugăm Tatăl nostru? Lui? Dumnezeu. Dumnezeu a avut un singur? Știți ce am făcut noi cu El? Știți ce am făcut eu și cu tine? A nu Pilat, a nu soldații, nu, lăsați. Știți ce am făcut noi cu singurul Fiul lui Dumnezeu? L-am ucis pe singurul Fiul lui Dumnezeu. Dar știți ce e marea frumusețea Golgotei? Este că Dumnezeu ne-a iertat. Nu numai că ne-a iertat, oameni buni. Nu numai că ne-a spus te iert. Dar Dumnezeu, pe lângă faptul că ne-a iertat, ne-a chemat la El. Ne-a dus în casa Lui. Știți care e casa Lui? Biserica. Și știți ce spune Pavel? Noi suntem copii al Lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos. Ne-a dat moștenire. Pentru că asta face vorba lui Steinhardt, nebunia iertării. E o nebunie pentru cei mai mulți. N-ai cum să o înțelegi. Rațional! E ceva spiritual. E ceva supranatural. Dumnezeu spune în această zi, iartă, ți-e greu să ieși că te-o înjurat, ți-e greu să-l ieși că te-o furat, ți-e greu să-l ieși pentru că te-o nedreptățit. Spune Dumnezeu, știi ceva, ai 10.000 de dolari, 100 de lei. Știți cât ți-am iertat-o ție, spune prin pildă aceea, 6 milioane de dolari, de fapt, cifrele astea spuse, dragii mei, să arate, de fapt, infinitatea iertării lui Dumnezeu. Ți se pare mult ce ne cere Dumnezeu? Uită-te la ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Când o să spui că ți-e greu să ieși, uită-te la cât și cum te-a iertat Dumnezeu pe tine. E infinit ceea ce El îți cere pe lângă ceea ce El a făcut pentru tine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Suntem astăzi aici pentru că El ne-a iertat. Suntem astăzi aici pentru că El ne-a adoptat. Suntem astăzi aici pentru că Dumnezeu iartă. Trebuie să ies pe oricine, dar am văzut că nu oricum. Haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să ne cerem iertare pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre, pentru nimicurile noastre. Și în același timp să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu și să cerem binecuvântarea Lui, să cerem iertarea Lui și acceptarea Lui. Și mai apoi să ne putem împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului. Haideți să ne rugăm, Domnului.